În timp ce mulți se feresc de vaccinarea împotriva COVID-19, turcii se înghesuie la imunizare. Luni seară, cetățenii din Ankara au făcut cozi kilometrice în dreptul centrelor de vaccinare din capitala Turciei. Imaginile au fost surprinse luni seară în capitala Turciei, în prima zi de vaccinare a persoanelor de peste 55 de ani. Sute de cetățeni au așteptat ore în șir să fie vaccinați împotriva COVID-19, la scurt timp după ce autoritățile au anunțat că toate persoanele cu vârste de peste 55 de ani au devenit eligibile pentru imunizare. Din luna ianuarie și până acum, Republica Turcia a vaccinat 9% din populație cu ambele doze de ser, iar 14% dintre turci au primit cel puțin o doză. Țara cu mai mult de 84 de milioane de locuitori se află pe locul 7 la nivel mondial în ceea ce privește rata de infectare și are până acum un total de peste 550.000 de cazuri active și mai bine de 36.000 de morți. Turcii vor să scape cât mai repede de restricții și fac pregătiri pentru sezonul estival. Ei au anunțat deja că nu le vor cere turiștilor să fie vaccinați, iar în câteva zile autoritățile vor stabili dacă străinii vor mai trebui să prezinte rezultat negativ la teste anticovid-19 la intrarea în țară.